Salutare, salutare și bun găsit, prieteni, la Regiune în Obiectiv. A fost doar de noi, să știți că suntem aici pentru voi, fie pe TVR Iași, fie în mediul online, pe media.tvriași.ro sau pe pagina de Facebook TVR Iași, fie dacă nu, Regiunea în Obiectiv. Și am început o altă săptămână, este o nouă zi de luni, iar dacă gândul dumneavoastră azi dimineață când v-a trezit a fost, vai, iarăși luni, să știți că psihologii ne recomandă în felul următor, să lăsăm lucrurile să decurgă lin și să gândim pozitiv, pentru că așa influențăm parcursul săptămânii. Așadar, să fim relaxați, să nu ne luăm foarte tare în serios și să pornim la drum pentru noi experiențe. Sper că la starea dumneavoastră de bună dispoziție să contribuim și noi sub o formă sau alta, de aceea vă invităm în următoarele 50 de minute, pentru că v-am pregătit, ca de fiecare dată, subiecte importante de aici, din regiunea Moldovei și nu numai. Și, dragilor, trebuie să știți că astăzi, 11 februarie, este o zi importantă pentru noi, pentru că pe 11 februarie, în anul 1866, primul domnitor al Principatelor Unite era silit să abdice. Motiv pentru care astăzi, de la ora 17, Muzeul Municipal Iași are plăcerea de a vă invita în sala Gheorghe Ghebănescu la lansarea albumului Alexandru Ioan Cuza, Abdicare și Exil și a plachetei Iași, capitala istorică a României. Prezintă profesor universitar dr. Petronel Zahariuc și profesor universitar dr. Gheorghe Crivetti. Da, uite, o coincidență, tot în aceeași zi de 11 februarie se lansează acest album despre care noi am vorbit aici la Regiunea în Obiectiv cu directorul Aurica Ichim. Și mai am o altă informație importantă pentru dumneavoastră. Sursa, vă citesc și sursa, știri.botoșani.ro, medicamente pentru copii oprite de la comercializare și ar trebui să verificați dacă le aveți în casă sau nu. O notificare urgentă primită astăzi de către farmaciile din România prevede oprirea de la comercializare a unui medicament produs în Franța după ce un studiu a scos la iveală faptul că o substanță din componența acestui medicament poate provoca afecțiuni cardiace și este vorba despre medicamentul Eurespal. Atenționarea a fost trimisă astăzi și în România de către distribuitorii de medicamente cu recomandarea de a opri de la vânzare. Da, așadar, mare, mare atenție. Vă spuneam și de subiectele pe care vi le-am pregătit astăzi. Discutăm despre Ziua Mondială a Tineretului, care a fost sărbătorită în Panama și la care au participat și 16 ieșeni. Acolo a fost prezent și Sfântul Părinte, altfel spus, Papa Francisc, și aflăm și noi care a fost experiența, ce s-a întâmplat acolo și mai exact de ce au fost tinerii, însoțiți bineînțeles și de preoți. Și tot astăzi discutăm despre această competiție importantă dintre țări, competiție muzicală, este vorba despre Eurovision, pentru că aseară, de la ora 21, dacă v-ați uitat, a avut loc și cea de-a doua semifinală a acestui concurs frumos și am aflat și ultimii 6 finaliști care vor merge împreună cu cei 6 finaliști care au fost desemnați aici la Iași în finala de pe 17 februarie de la București. Mai e foarte, foarte puțin și dacă sunteți curioși, vom comenta împreună momentele în cazul în care nu v-ați uitat sau dacă v-ați uitat, va fi o plăcere să aflăm detalii noi despre concurenți și despre finaliști. Însă, ce facem în acest moment? Mergem la colega noastră, Roxana Costaș, să vedem ce ne pregătește pentru telejurnal. Salutare! Ia uitați ce galbenă e! Ca o lămâie, dar uite, hazardul a făcut să am și pixul galben astăzi. Bună ziua, bun găsit tuturor, să vedem împreună câteva dintre subiectele zilei. Protest spontan la Spitalul Municipal din Pașcani, mai multe asistente și infirmiere au încetat activitatea în această dimineață, nemulțumită de anunțata reducere a salariilor, cu sume cuprinse între 300 și 600 de lei. Scăderea ar fi provocată de diminuarea sporurilor pentru zilele de sărbătoare. Managerul spitalului susține că bugetul insuficient ar fi cauza problemelor. Oamenii au protestat în fața unității medicale și au cerut explicații managerului spitalului, care anunțase încă de săptămâna trecută diminuarea sporurilor. Am fost la dumnealui, l-am întrebat ce alte soluții. Nu sunt bani, nu sunt bani, ok, ce alte soluții mai sunt? Nu sunt alte soluții, deci alte soluții nu mai există. În urma continuării discuțiilor, întrevederilor, nici nu pot să spun negocieri, pentru că dumnealui este inflexibil,
nu acceptă niciun punct de vedere. Singurul punct de vedere este ceea ce hotărăște, este manager, are tot dreptul să hotărască orice ce vrea. Potrivit sindicaliștilor, diminuările sunt cauzate de legislația în vigoare care prevede că indemnizația de hrană se ia în considerare ca un spor salarial, iar per total sporurile acordate unui salariat nu trebuie să depășească 30%. De asemenea, pentru personalul auxiliar, după majorarea salariilor, nu se mai acordă sumele compensatorii care figurau până în acest an pe fluturașii de salariu. Angajații au primit fluturașii de salariu și au văzut că le sunt tăiate sporurile cu peste 50%, asta însemnând o diminuare în valoare absolută între 300 și 600 de lei. Angajații au ieșit în stradă și nu este exclus ca în zilele următoare să iasă din nou și să iasă și angajați din alte spitale din municipiul Iași. Din păcate, pe lângă cauzele generale pe care vă le-am expus în cazul Spitalului Pașcan, sunt și cauze particulare și mă refer aici la un management defectuos dus în ultima parte a anului trecut, pentru că nu poți cheltui mai mulți bani, nu poți angaja dacă nu ai venituri cu care să asiguri salarizarea și nu este corect ca salariile celor nou angajați să fie plătite astăzi dintr-o reducere aplicată tuturor angajaților, asistenți și personal auxiliar. Sindicaliștii mai susțin că reducerea salarială s-ar aplica doar personalului mediu sanitar și celui auxiliar, nu și medicilor, fapt contrazis de managerul spitalului. Este un protest nejustificat, pe lângă cei 20 de protestatanți au trecut 56 de medici care nu i-au luat în seamă, fiindcă, în primul rând, fără medici nu se poate desfășura activitatea în spital. Și o să rediscutăm împreună cu sindicatul măsurile mai departe în funcție de bugetul care va fi aprobat. Nu este bugetul aprobat încă. Oamenii spun că vor protesta până se rezolvă problema, iar liderii de sindicat nu exclud ca astfel de nemulțumiri să apară și în alte spitale. Trenurile dragostei pleacă și de la Iași. De Valentine's Day și dragobete, îndrăgostiții pot face o plimbare la jumătate de preț. CFR Călători le oferă un cadou acestora și le lasă banii de un buchet cu flori și bomboane. Indiferent de vârstă, oamenii sunt așteptați la casa de bilete pentru a cumpăra tichetele, pentru că aici sunt nevoiți să-și demonstreze iubirea. Dacă în mod normal o persoană ar plăti în jur de 80 de lei pe un bilet de la Iași la București, de Valentine's Day și dragobete, îndrăgostiții vor putea călători împreună cu aceiași bani, rămânându-le astfel o sumă potrivită pentru un cadou. Mi se pare interesant, chiar interesant. Pentru cei care sunt în cuplu, e o idee extraordinară. Tu ai veni să-ți iei bilet așa cu partenerul tău? Sigur, de ce nu? Deja am trecut de stadiul de partener, am și un copil, am... Vă mulțumesc. Dar chiar și cu soția. E o idee bună, da? O idee bună, da. Altceva, altceva mai... Aveți bani și pentru un bilet pentru copil? Logic. Însă, indiferent de statutul marital sau vârstă, orice cuplu își poate cumpăra bilete cu 50% reducere. Deci veți veni cu soția să vă plimbați cu trenul? Cum? Da, cum? Dacă nu murim până atunci, venim. Dacă murim, ne ducem la biserică. Acolo. De câți ani sunteți împreună? Aha! 60 de ani. 60 ceva de aproape. Da, 60 ceva de ani suntem împreună. Și ce înseamnă dragostea? Dragostea e bună în tinerețe. Da, cu greu, mă. E greu. Calea Ferată Română oferă o facilitate, jumătate noi, jumătate voi. Dar vorbim mai românește, adică un bilet îl plătim noi și un bilet îl plătiți dumneavoastră, adică partenerul. Și atunci se poate călători pe calea ferată. Avem 18 trenuri la care se aplică această ofertă. Iar regionala Iași are două trenuri. Un tren care pleacă de la Iași la București dimineață din București la ora 5 și altul care pleacă din Iași la ora 16. Și un alt tren dedicat pentru cei de la Bacău, Bacău-București, București-Bacău. Pentru a cumpăra la jumătate de preț tichetele, condiția este ca cei doi îndrăgostiți să se prezinte la casa de bilete. Asta pentru că de pe internet nu pot fi achiziționate, iar reducerile nu pot fi cumulate. Ne prezentăm cu partenerul la casa de bilete și de acolo putem cumpăra un bilet, de fapt două bilete, la preț redus. Acum nu știu cum vă demonstrați dragostea. Deci nu ni se cer, nu dovezi. Ori un pupic în fața casei de bilete, ori nu știu cum. Cum ți se pare ideea? Bă, foarte bună. Mulțumesc. Ai încercat să mergi așa? Din păcate n-am găsit partenerul.
Și totuși, dacă de Valentine's Day sau dragobete ești fără un partener și trebuie neapărat să călătorești, cine știe, poate că viața îți surâde și îți vei găsi marea iubire chiar aici. Atât pentru moment, dar ne revedem la ora 18 cu principalul jurnal al zilei. Anca, legătura la tine acum. Mulțumim foarte mult, Roxana. Apropo de ultima știre, cred că chiar dacă n-ai partener, îți găsești în tren, ajunge să te și cea. Dar biletul îl plătești la preț întreg. Adică n-ai făcut nimic. Da, da, te și cere în căsătorie. Poate vă și certați între timp, aveți timp. Zic așa în general. Și apropo, nu te-am întrebat, care e ziua preferată din săptămână? Zilele mele, ultimele două, joi și vineri. Da, și la mine se încadrează. Joi e ziua preferată, eu am numit atmosferă. Dar tu ești exemplu viu de ce ar trebui să facem într-o zi de luni. Să ne îmbrăcăm foarte colorat. Așa este, eu totuși am rămas blocată la biletele acelea și mă gândeam, oare de ce nu aplică și Tarom chestia asta cu jumătate de preț, știi? Da, ar fi ceva. Mulțumim. Să plecăm de Valentine și venim de dragobete. A, da, da. O variantă foarte bună. Mulțumim tare mult, te urmărim de la ora 18. Da, zilele de luni sunt mai bune atunci când fie dăruim sau fie primim și eu sper ca dumneavoastră să primiți cu drag invitațiile pe care vi le oferim la concertul Pacifica de pe 16 februarie de la ora 21 în Underground. Nu va fi cu Leo Iorga, dar va fi cu Tony Șeicărescu, pentru că din păcate Leo Iorga s-a îmbolnăvit. Gripa asta face din ce în ce mai multe probleme. Uite, și în rândul artiștilor, nu contează pe cine și cum se întâmplă și la cine ajunge. Pacifica pe 16 februarie, un concert la care puteți participa. Dacă ne sunați, puteți obține și invitații. Așteptăm telefoanele dumneavoastră și haideți să continuăm și să intrăm în primul subiect al acestei ediții, pentru că în perioada 22 și 27 ianuarie 2019 a avut loc o întâlnire foarte frumoasă în Panama, la care au participat și 16 ieșeni și îi invit pe dumnealor să ne ofere mai multe detalii. Este vorba despre preotul Felix Roca, responsabil Oficiu Național pentru Pastorația Tineretului, și Carmil Matia Giorgio Chelaru, participant la Ziua Mondială a Tineretului din Panama. Bună ziua și bine ați venit! Bine v-am găsit, bine v-am regăsit. Să rămână, vă mulțumesc foarte mult pentru invitație. Sunt tare curioasă să ne spuneți cum a fost această experiență. Ați ajuns până în Panama, nu e, e departe, nu? Nu lăs e foarte pe Carmil aproape. Să spună repede ce are de zis. Da. Eu povestesc după aceea mai multe și de la celelalte ediții. În primul rând aș dori să vă mărturisesc faptul că sunt student. Sunt un tânăr ieșan, pasionat de foarte multe domenii, printre care și în general a participa împreună cu mai mulți tineri la astfel de activități și de a fi în comuniune, în credință, în Biserica Catolică. Am aflat de această plecare în Panama în august 2018 și am fost extrem de entuziasmat să aflu de această plecare, așa că cred că am fost printre primii care s-au înscris. Plecarea acolo a fost pentru mine o nouă experiență, nu am mai călătorit niciodată, chiar până în America, numai prin Europa, și zilele în Panama au fost pentru mine chiar o experiență inedită, mai ales pentru că pentru asta chiar vreau să-i mulțumesc și părintelui Felix, acum pentru faptul că am fost foarte aproape de Papa Francisc acolo, chiar pe scenă, să vezi în spatele tău aproape 1 milion de tineri adunați de pe toate continentele, de pe întreg globul, să-l vadă pe Papa și să fie atât de aproape, să trăiești această bucurie a credinței fiind alături de ei, este inedit, este excepțional. Am fost acolo și am fost cazați noi tinerii la gazde. Da. Locuitori de acolo din Panama și tocmai asta a fost și inovator, pentru că am reușit să împărtășim din cultura lor panameză, să schimbăm practic anumite suveniruri, de exemplu cu ei, să le explicăm un pic cum este la noi în România, ce diferă între cultura noastră și a lor. Dar ați avut îndeajuns de multe gazde pentru câți participanți au fost? Pentru că au fost participanți din 150 de țări, nu? Exact,
Panama este o țară mică. Cu toate acestea s-a pregătit într-o modalitate extraordinară. Este un popor cu dorință de a-i primi pe cei care vin ca oaspeți acolo și toți cei care s-au înscris, toți tinerii care au venit din întreaga lume, au fost, din informațiile mele, n-am alte informații, au fost găzduiți în familii. Adică persoane din tot poporul, în general din regiunea capitalei, au găzduit câte 2, 3 tineri, 4, 5 tineri care aveau case mai mari și e un lucru extraordinar, pentru că Ziua Mondială a Tineretului despre care vorbim, asta înseamnă să întâlnești persoanele. N-ar fi fost același lucru dacă stăteam la hotel sau într-o structură, spunem, obișnuită, ci efectiv am stat într-o parohie, am fost găzduiți de familiile de acolo și asta este parte integrantă a acestui eveniment care are o tradiție extraordinară, pentru că i-am dat întâietate lui Carmil, tinerii trebuie să vorbească mai întâi. Vorbim exact de Ziua Mondială a Tineretului, care are o istorie de 34 de ediții. În 1985, Sfântul Părinte Ioan Paul al II-lea a zis: de ce să nu avem o zi pe an dedicată tinerilor? Și a intitulat-o Ziua Mondială a Tineretului. În aceste ediții, odată la 2, în general la 3 ani, are loc și o întâlnire mondială într-o țară, într-un oraș din lumea aceasta. Iată, anul acesta a fost în Panama, acum 3 ani de zile a fost în Europa, în Polonia, la Cracovia, apoi cu 6 ani în urmă la Rio și dacă mergem tot așa, la Madrid. Și peste 3 ani va fi în Lisabona? Peste 3 ani va fi în Portugalia, la Lisabona. Foarte frumos. Vreau să ne mai spuneți, ce activități, cum decurgeau zilele acolo? Că au fost de pe 22 până pe 27, asta a fost perioada în care ați plecat? Chiar mai mult am stat, pentru că efectiv au fost evenimentele din capitală de pe 22 ianuarie până pe 27. În schimb, dacă tot am parcurs un drum atât de lung, zborul a fost la plecare de aproximativ 14 ore, dacă nu greșesc, am fost București, Paris, Paris, după aceea San Jose în Costa Rica și de acolo am mers în zilele în prealabil, era deja 16 ianuarie, am mers într-o altă regiune din Panama unde sunt doi preoți, să spunem, din regiunea Moldovei, sunt misionari, printre care un coleg și de al meu, sunt doi preoți care de ceva timp au dorit să trăiască credința, misiunea lor ca și preoți în Panama. Dacă vreți, în inima Caraibelor, sună mai turistic așa, dar sunt oameni care își trăiesc credința și am mers să-i vizităm acolo, să fim în parohiile lor. Acolo iarăși ne-am întâlnit cu comunitățile de acolo, cu tinerii de acolo, ne-au arătat toată frumusețea lor și ne referim la regiune, la locuri, dar și frumusețea spiritului latinoamerican. Ce ne se uită la noi, spune, un preot, un tânăr, n-am stat toată ziua în rugăciune, în genunchi sau prosternat, ne-au rugat, începeam ziua cu rugăciune, dar am avut și momente culturale, momente artistice, de întâlnire și cu universitate din Panama și așa mai departe. Deci un program destul de variat și destul de intens, care sper să fi fost pe placul tinerilor. Ce a rămas cu tine, Carmil, de acolo? Cred că cel mai mult pentru mine a însemnat întâlnirea cu Papa. Au fost momente diferite. A fost momentul, practic, deschiderea oficială a întâlnirii mondiale a tineretului, când Papa a venit și a deschis evenimentul. Însă, înspre final, înainte de ziua de duminică, când a fost încheierea Zilei Mondiale a Tineretului, cu o seară înainte, toată noaptea, a fost așa numită vigilie, moment în care toți tinerii s-au unit în rugăciune pentru a-L preamări, practic, pe Iisus în această cântare a noastră și a fost foarte frumos pentru că cântările au fost în toate limbile, au fost în limba spaniolă, în limba engleză, în limba franceză și modul în care tinerii își exprimau această rugă efectiv te umplea de iubire și de speranță. Să vezi atâtea națiuni unite, practic, da, într-un singur în cuvânt. Exact, exact. Practic, mai multe limbi, însă în același glas, același cântec și bucuria aceasta a comuniunii și a unității între tineri a însemnat pentru mine ceva excepțional. N-am avut cuvinte în acea noapte. A fost o noapte în care nu am dormit, m-am rugat, ne-am și odihnit, dar am trăit apoi bucuria de a fi acolo lângă Papa la câțiva metri și de a ne ruga împreună cu el. După modul în care povestești, sunt sigură că sunt și alții tineri care își doresc poate să participe la următoarea ediție din 2022. Vreau să ne ofer câteva detalii. Care e procedura? Ce ar trebui să facă să se poată înscrie? Legat de procedură, cred că, părintele, întotdeauna oficiul pentru pastorație se anunță atât pe site-ul episcopiei, pe ercis.ro și pe Facebook, pentru că toți tinerii sunt astăzi conectați în mass media, nu ai cum să nu vezi așa ceva. Cu părintele Felix Roca se poate lua foarte ușor legătura și cred că cel mai bine ar fi să ne înscriem din timp pentru un astfel de eveniment, pentru că trebuie să ne pregătim, mai ales sufletește.
probabil pentru mulți tineri ar părea ceva mai mult de divertisment, însă fiind acolo, nu ai cum să nu rămâi marcat de spiritul acela, de atmosfera care te găsește în spațiile în care mergi. Și într-adevăr, faptul că am fost în Panama a fost cu totul o experiență inedită, pentru că total altă cultură, altă populație, alt stil de viață, și s-a văzut bucuria și voioșia persoanelor care ne-au primit acolo, chiar și părintele paroh de acolo, din San Pedro, din parohia unde am fost cazați, era plin de o bucurie și un entuziasm când ne-am văzut și ne-a primit cu cântece și cu dansuri tradiționale. Pentru noi a fost ceva excepțional, nu am mai văzut așa ceva, pentru că în general europenii sunt mai reci așa ca stil, însă se vede că americanii din zona latină sunt total alt, au alt stil de viață. Aveți un entuziasm aparte. Mi-aș fi dorit să fiu acolo și văd aceste imagini și sunt atât de frumoase. Lansăm deja invitația pentru... Putem să deschidem, dau seama că după emisiune trebuie să deschidem lista pentru participanții de la Lisabona. Spunea Carmil, foarte multă lume, din toată lumea, tineri și mai puțin tineri sau cei care sunt de mai mult timp tineri, și trebuie să spunem că Sfântul Părinte are o tinerețe extraordinară. Nu o spunem doar că sunt cuvinte frumoase pe care să le adresăm, dar această atenție de a transmite mesajul pe înțelesul tinerilor. E de ajuns să ne gândim că la momentul de rugăciune care povestea Carmil sâmbătă seară, seara de veghe de rugăciune, Sfântul Părinte a vorbit despre Sfânta Fecioară Maria ca despre femeia cea mai mare influencer din lumea aceasta, din toate timpul. Că tot se poartă termenul. Vă dați seama că tinerii când au auzit acest termen, dar într-un limbaj efectiv, această atenție ca mesajul să ajungă la inima tinerilor. Și spuneam, în această mare de oameni, iarăși un aspect specific acestor întâlniri este și atenția față de grupurile cele mai mici care participă. Noi eram 60 din dieceza de Iași, din regiunea Moldovei, 40 din întreaga țară, cu noi au fost și preoți, bineînțeles, a fost și un episcop, Preasfințitul Laslu Beocică, episcop romano-catolic de Oradea, și noi am avut în parohia aceasta care ne-a găzduit rugăciuni de dimineață în limba română, cateheze în limba română, sfinte liturghie în limba română. Deci această atenție de a îmbina universalitatea bisericii, bucuria de a-i cunoaște pe alții, dar și atenția față de propria identitate, este un lucru cu adevărat extraordinar. Mi-a plăcut foarte mult cum a spus Sfântul Părinte la final, tinerii nu sunt viitorul, sunt prezentul, sunt acumul lui Dumnezeu. Foarte frumos. Exact. A fost, dacă vreți, un fir roșu al întregii întâlniri, dar de ceva timp Sfântul Părinte nu pierde nicio ocazie să se adreseze tinerilor și nu numai, să se adreseze întregii biserici și lumii întregi, scoțând în evidență rolul pe care l-au tinerii. De foarte multe ori a spus Sfântul Părinte că tinerii au această capacitate de a construi o lume mai bună, care mi se pare că o dorim fiecare dintre noi, că tinerii au această capacitate de a da din entuziasmul lor pentru ca ceea ce au primit de la Dumnezeu să dăruiască mai departe. Ca o mică paranteză, toată tema întâlnirii a stat sub semnul Sfintei Fecioare Maria, iată slujitoarea Domnului, fie mie după cuvântul tău. Și Sfânta Fecioară Maria a fost propusă tinerilor ca fiind o tânără, cea care i-a spus da lui Dumnezeu, cea care și-a trăit în deplinătate umanitatea sa, tinerețea sa, spunând da lui Dumnezeu și dăruind foarte mult. Ceea ce a dorit să transmită și Sfântul Părinte tuturor tinerilor, să nu le fie frică, să n-aibă această teamă de a da ceea ce este frumos și bun în viața lor, de a dărui mai departe. În modul acesta se construiește un prezent mai bun, un viitor mai bun, și așa se împlinește în mod fericit viața fiecăruia dintre noi. Pot participa la astfel de întâlniri și ortodoxii? Bineînțeles. Nu știu dacă în ediția, dacă mă des la grupul național, n-a fost. În cealaltă ediție am avut și ortodoxi, dar în complexitatea întâlnirii, sutele de mii care sunt, participă din toate confesiunile, chiar și din alte religii. Iarăși, ca o mică paranteză, comunitatea musulmană, de exemplu, din Ciudad de Panama, a întâmpinat foarte bine, nu numai pe Sfântul Părinte, dar și pe pelerini. A fost frumos să vezi, cred că era o moschee și era un banner foarte mare care spunea comunitatea musulmană spune bun venit tinerilor din lumea întreagă, spune bun venit Sfântului Părinte. Acesta ar trebui să fie viitor, dincolo de confesiuni, dincolo de religii, să ne unească, ce este cel mai important, credința, să ne unească valorile și să reușim să transmitem mai departe. Deci întâlnirile sunt deschise tuturor. Da, și pe final mai am o întrebare, curiozitate personală. Cum ați definit dumneavoastră în prezent relația dintre tineri și religie? Cred că ar trebui să dăm cuvântul tineri, dacă m-ați întrebat pe mine. Cred că tineri sunt din ce în ce mai mult în căutare.
Iar ca biserică, vorbim de biserica noastră și într-un fel dau răspunsul foarte ușor pentru că îl citez nu motamă pe Sfântul Părinte, biserica are nevoie să facă din ce în ce mai mult efort să se apropie de tineri și să transmită limbajul, să transmită credință, valorile credinței pe limbajul tinerilor. Deci tinerii sunt în continuă căutare, iar noi cei care ne întâlnim cu ei, lucrăm cu ei, ne adresăm lor, că suntem preoți, că suntem televiziuni, mass media, universitate, școli, e nevoie să avem această atenție ca mesajul nostru să ajungă la mintea și la inima tinerilor potrivit limbajului lor, pentru că de multe ori folosim cuvinte care nu au acoperit în realitate sau discursuri complicate care nu ajung la inima lor. Da, vă mulțumim foarte mult pentru aceste cuvinte și că ați împărtășit cu noi din experiența de acolo, de la Panama, care din imagini pare extraordinară și după entuziasmul pe care îl aveți, și vă mai așteptăm la noi cu alte proiecte frumoase. Vă mulțumim pentru invitație, oricând invitați, noi suntem aici. Vă mulțumesc foarte mult. Da, e o lună specială, e o lună cu multe concerte, e o lună dedicată, de ce nu putem spune, de pe acum, femeii, nu? Avem 14 februarie, 24 februarie, urmează 1 martie, 8 februarie și tot așa. Vă invităm la concert, dacă pe 16 aveți Pacifica, ei bine, pe 26 februarie aveți Vali Boghean în concert la Casa de Cultură a Studenților. Iubind se numește concertul, e un concert foarte drag sufletului lui, după cum mărturisea, pe care îl aduce din Chișinău de această dată și în Iași îl împărtășește cu voi. Sunt invitații pe care de asemenea le puteți câștiga dacă ne urmăriți și ne sunați chiar în aceste momente. Și ca să vă fac poftă de Vali Boghean, ascultăm chiar acum Povestea Noastră. Luminii sunt în sală, e pentru cei îndrăgostiți. Chiar dacă doare, iubirea nu moare, ea va trăi cât ne vom iubi. De ți este dat tu să iubești, nu aștepta să fii iubit, fii pregătit pentru tristeți și lacrimi. Doar prin dureri poți să găsești iubirea cu adevărat. Eu simt că nu s-a terminat povestea noastră. Vino, nu e iubirea, dar noi că ne-am uitat. Chiar dacă doare, iubirea nu mare, ea va trăi cât ne vom iubi. Mi-e teamă că tăcesc prin amintiri cu tine. Noi ne-am jurat ca doi copii să ne iubim până vom muri. Nu pot să cred că nu-ți e dor acum de mine.
cât ne vom iubi. Câtă pasiune! Vali Boghean, pe 26 februarie, de la ora 19, Casa de Cultură a Studenților, concert iubind. Și noi ne întoarcem aici în Iași, după care vom poposi și la Timișoara, dar înainte vreau să vă spun ce se întâmplă mâine în Iași. Expoziția de pictură ilustrate francofone de iarnă, în cadrul proiectului Iarna Moldova, derulat de Centrul Județean pentru conservarea și promovarea culturii tradiționale Iași. Vernisajul are loc mâine, de la ora 14 la Institutul Francez din Iași. Ar trebui să mergeți pentru că sunt lucrări ale copiilor din județ și copiii din Republica Moldova și din Cernăuți, Ucraina. Foarte, foarte frumos. Și apropo, Vali Boghean, știți că a fost în juriul Eurovision? Despre Eurovision discutăm și noi și mergem tocmai la Timișoara. Suntem chiar acum prin telefon cu Florin Mihoc, jurnalist senior TVR Timișoara, care a fost prezent acolo la Arad, pentru că aseară salutarea a fost un eveniment foarte important pentru toată România, cea de-a doua semifinală Eurovision, în urma căreia s-au ales și ultimii 6 finaliști, pe care îi vom vedea împreună cu cei 6 de aici de la Iași, la finala de pe 17 februarie. V-am zăpăcit, așa e? Salutare, Florin! Așa e, Anca, așa e. Aseară s-au ales ultimii 6 finaliști, deși nu știu dacă termenul ăsta ultimii s-ar potrivi cel mai bine pentru ceea ce s-a întâmplat, dar a fost o luptă foarte strânsă, a fost o luptă dură. Juriul chiar recunoștea că semifinala de la Arad a avut voci foarte, foarte bune, prestații extraordinare. Trebuie spus faptul că lumea a văzut aseară în transmisiune directă la TVR1, atmosfera pe care Aradul a făcut-o a fost una extraordinară. Oamenii practic au rămas până aproape de miezul nopții în sală, așteptând să vadă care sunt cele 5 nume propuse de juriu. Și apoi am văzut foarte mulți, inclusiv cei prezenți la sală, foloseau telefoanele mobile pentru a vota favoritul. Pentru că unul singur a fost salvat de public, să zicem, și trimis în finală, iar acesta este Aldo Blaga cu Your Journey. A fost, de altfel, și prezența cea mai pitorească al lui Aldo Blaga, care așa are un soi de actorie, e un tip foarte, foarte pozitiv, tonic, a reacționat așa într-un mod care a distrat pe toată lumea în momentul în care a tras pancarta pe care scria felicitări la, sau succes la televot, lăsându-ne impresia că s-a calificat din prima, dar, repet, a fost o seară minunată și cu voci și cu o cântare cum de multă vreme nu am văzut. Și dacă a început cu Aldo Blaga, căruia eu îi spun Michael Bublé de România, hai să vedem momentul lui din semifinală, doar un fragment și apoi revenim și mai comentăm, da? Așa e, așa aștept. Aldo Blaga. When you love deep within you, what do you see? Is it hope, love, and happiness? Maybe misery. You can be anything your heart wants. You can do everything you dreamed of. Let your voice be heard. I believe in you. You know there's nothing in the universe you couldn't do. You can have it all. Aldo Blaga și Your Journey, o piesă optimistă, așa, frumoasă. Da, o piesă frumoasă și Aldo Blaga chiar ne-a mărturisit că s-a simțit foarte bine la Arad. El e deloc din satul mare. Da. Ca urmare, distanța e mică și spiritul locului cam același. Chiar spunea că într-o noapte s-a dus să-și cumpere portocale de la un non-stop și că atât de, comunicativ a fost cu persoana de acolo, încât au devenit prieteni așa din prima.
spunând că Aradul e ca a doua casă, dovada faptului că a și performat foarte bine pe scenă și că a fost oarecum detașat ales între preferințele publicului, inclusiv a celui de acasă. Deci e un tip sensibil, în ciuda faptului că, spuneam, e vesel tot timpul, a dedicat prezența asta la Eurovision memoriei tatălui lui, absolut impresionantă din toate punctele de vedere prestația lui Aldo Blaga. Da, și dacă îmi permiți, despre piesă, aș spune că e potrivită a fi coloana sonoră a unui film de animație sau a unui musical. Are ceva, poate l-a influențat și faptul că a locuit o perioadă în Statele Unite ale Americii, are ceva din influența americană, dar asta e un lucru bun și, într-adevăr, are și foarte mulți susținători care, uite, l-au ajutat când a avut nevoie. L-au salvat de data asta. Cine ți-a mai plăcut? Au fost foarte multe, o să spun acum, din punctul de vedere al, zicem, reacției publicului. Lumea a rămas mută de uimire în momentul în care a evoluat Laura Bretan, a fost probabil și cel mai așteptat moment de la Arad. Momentul în care a cântat fata asta, am simțit absolut o tensiune așa pozitivă în atmosferă, pe care n-am mai auzit-o de multe vreme, ci a reușit pur și simplu să cucerească 1800 de oameni cât s-au fost aseară la Arad, pentru că, trebuie spus, au fost suplimentate până în ultima clipă scaunele, tocmai pentru faptul că erau foarte mulți oameni care doreau să asiste la semifinala asta Eurovision. Și Dear Father a fost, dacă vrei, poate cel mai, să zicem, aplaudat și gustat moment din ceea ce am simțit eu ca reacție a publicului, de altfel și juriu a plasat această piesă în topul preferințelor unanim. Deci a fost cu adevărat o demonstrație de forță pe care micuța americană de origine română a făcut-o la Arad și, mă rog, dacă urmărești social media, Facebook-ul, Instagram-ul, îți dai seama că lucrurile sunt polarizate în momentul ăsta între Laura Bretan, câștigătoarea de la Arad, să zicem, și mai e o parte a publicului care o susține pe Bela Santiago. Așa e, aici, da. Aici sunt, să zicem, din punctul de vedere al popularității, aici e duelul dintre cele două, dar în rest minunat. Asta a fost, cred că multă lume de la Arad, cel puțin, și-ar dori ca Laura Bretan, cu toată povestea ei frumoasă a unor emigranți români care au născut-o în Chicago, să ne reprezinte la un concurs cum e Eurovisionul, mai cu seamă că ea a reușit să-i da pe spate și pe americani, ceea ce nu e puțin lucru pentru patria tuturor posibilităților. Îți propun să o vedem și noi, să vedem momentul ei, un scurt fragment, și apoi mai comentăm. A, așa facem. Laura Bretan și Dear Father. Dear Father, I am hardly breathing, oh sweet Father. What is this I'm feeling? Is this now or never? Maybe it's forever. Or are we gonna fall apart? I hear you calling from a thousand miles. My heart stops beating when I look in your eyes. Nothing will ever be the same. Who knows who is to blame? And it feels like Laura Bretan, vă recunosc că a fost unul dintre momentele preferate ale mele din semifinală, iar da, piesa... Mai cu seamă, Anca, fiindcă asta e important pentru spectatori, să spunem ceea ce poate n-au văzut la televizor. A venit cu o echipă foarte serioasă la Arad. Da. A fost însoțită de compozitorul Mihai Alexandru, compozitorul piesei, care e, să zicem, un abonat al competițiilor Eurovision la nivel european. Numai departe de anul trecut, când a compus piesa ieșenilor noștri care ne-au reprezentat, e vorba de Alexia și Matei. Și nu numai. Da. După aceea, Paul Nancă, cel care impresarează, a venit însoțită de mama sa, o asemănare izbitoare între
Laura Bretan, ci mamă, așa încât, nu știu, Laura are, dacă vrei, inocența aia și candoarea unui copil care are 16 ani. El ea pare așa o copilă cu adevărat în vremea în care tineretul ăsta s-a maturizat atât de mult încât sunt fete la 16 ani pe care le dai deja absolvente de facultate. Nu, ea are, vine nemachiată, are un look atât de candid, atât de senin încât nu poate să nu te cucerească, iar momentul în care deschide gura și auzi ce poate zace într-un astfel de trup firav, rămâi blocat așa. Adică cred că dacă ai urmări-o cu ochii închiși, nu ți-ar veni să crezi că e ea. Are o condoare specială, dar trebuie să spun, un alt moment care mie personal mi-a plăcut a fost Olivier Cheie. De ce să-l recunosc? Pentru că noi oamenii noi așa mâncăm și cu ochii. Da, mi-a plăcut foarte mult, da. Ochii lui, cei albaștri... Bun, acum trăim în vremea LGBT, s-ar putea să fii dezamăgită un pic, dar nu vreau să, cum să zic... Uite, bine că mi-ai spus! Așa, Olivier Cheie, dincolo de toate astea, a fost ca și la Brașov. Eu am avut ocazia să stau 3 săptămâni la Brașov anul ăsta și pentru anul trecut, de fapt, și pentru CERB și ne-am cunoscut de aproape, răspunzând chiar de sectorul ăsta al ospitalității pentru concurenți. Și e un tip foarte liniștit, e un tip foarte serios, e un tip, cum să zic, care profesional e 100% implicat. De asemenea, el a fost însoțit de compozitorul piesei, care e la rândul participant la Eurovision, exact, Ovi, care a stat tot timpul cu el, apoi dansatorii și backing-ul care au fost veniți cu ei, cu Olivier Cheie din Belgia chiar. Deci omul a zis că după experiența lui la Cerbul de Aur s-a convins că românii îl iubesc și ca atare ar fi foarte onorat să poată reprezenta România la competiția europeană. Chiar a zis asta în mai multe rânduri. Are o franceză impecabilă, vorbește mai greu în engleză, dar oricum a făcut furori, să știi, printre, au fost suspine după prezența lui și nu numai a lui acolo pe scena de la Arad. Iar din punctul de vedere al prestației, cred că a fost unul dintre momentele foarte bune, să spun, ale serii de la Arad. Mie, cel puțin, mi-a plăcut, îți spun, m-a impresionat încă de când l-am văzut prima dată și a rămas în nota aia. Hai să ne convingem și noi chiar acum, right now, Olivier Cheie. Tell me what it feels like to just let go, staring in a mirror, looking for brand new soul. You got this now out of your mind. Mirror staring back saying, looks like you're gonna be fine. Right now, right now, I'm rising to the fire. Right now, it's my time to start again. Right now, I don't got no limits, but this is different, it feels so good. Doesn't matter who I've been, don't need to hide, confident in my skin, I'm alive. Right now, tell me, do you feel it, or do you feel it? Don't let it go. Da, Olivier Cheie și Right Now, pe cine să mai comentăm? Pe Linda Teodosiu, dacă n-ai nimic împotrivă. Da, te rog, spune-mi, cum Linda a fost Linda Teodosiu, care a venit cu celebrul ei tată, Flavius Teodosiu, un muzician important care a emigrat în Germania acum 30 de ani și care s-a întors anul trecut, stabilindu-se definitiv în România. Ea nu vorbește românește deloc, dar în momentul în care am întrebat-o despre motivele care au determinat-o să participe pentru țara tatălui ei, a răspuns corect politically, spunând nu este țara tatălui meu, este jumătate țara mea, pentru că jumătate din sângele meu este sânge românesc și asum lucrul ăsta. Acum lucrează intensiv la învățarea limbii române și a zis că dacă va reprezenta România la Eurovision, va ști să, la nivel conversațional, să poarte dialoguri în română. Deci, din punctul ăsta de vedere, a punctat la capitolul ăsta, iar ardenii sunt sensibili, pentru că sunt în zona aia Ardealului, în care mărturisirile astea așa de tip românesc prind foarte bine și ea și-a asumat discursul ăsta, chiar dacă nu vorbea românește. Lumea a simțit-o ca și pe Xonia, de altfel,
E aceeași poveste a unor părinți emigranți români în Australia, în cazul Xoniei, în cazul ei, tatăl de origine română plecat în Germania, care se întorc acasă, să zicem, la origini. Bunicii ei locuind și acum în... Dincolo de chestiunea asta ce țin de apartenență, vreau să spun că a fost extrem de atent, extrem de migăloasă la prestația ei. Au fost momente de tensiune după primele repetiții. N-a fost 100% convinsă că a dat potențialul maxim și atunci au fost multe momente în care ea a revenit pe scenă solicitând televiziunii române și celor care organizau momentul reluarea, până când ea a fost convinsă că da, ăsta e potențialul ei și cred că și în final a reușit să dea spre 95% din ceea ce ea poate să dea pe scenă, pentru că altfel e o prezență plăcută, e o prezență minunată, umple scena din toate punctele de vedere, și din punct de vedere muzical și din punct de vedere fizic. E un nume despre care cred că vom mai auzi. Hai să ne convingem și noi. Linda Teodosiu. Linda Teodosiu, Romania. We don't have to walk along the lines, just to breathe, just to feel alive. We don't have to mask what's on minds, hide from the truth that's deep inside. To never Gates, Linda Teodosiu, ea mărturisea că e ca un imn această piesă și că ar fi foarte potrivită să reprezinte, de ce nu, România în Israel. Pe cine mai comentăm? Mai avem... Pe Esther Pioni, pentru mine a fost mare surpriză. A fost o voce surprinzătoare, mai cu seamă că mărturisesc sincer, n-auzisem de ea până la momentul ăsta al Eurovisionului. Asta nu înseamnă că... ea n-a mai prestat pe marile scene, doar că astea mi-erau limitele profesionale în domeniu. Vreau să spun că e o voce plină, o fată minunată și piesa ei, On a Sunday, a sunat foarte, foarte bine și a fost extrem de bine primită. De altfel, a fost una dintre, să zicem așa, surprizele ca sonoritate, mă refer, dintre numele care au acces în finală această Esther Pioni. Alminte, din punctul de vedere al prestației, absolut niciun fel de surpriză. Discutam și dau acum din casă cu Dan Manoliu pe momentul repetițiilor fetei și spunea: Florine, asta e o fată despre care muzica românească e obligată să vorbească în scurtă vreme. Adică, am înțeles că se pregătește să lanseze și un album, nu? Anul acesta. Așa e, da. Exact. Anul ăsta vrea să lanseze un album. Piesa ei sună bine, ea sună bine, a avut de asemenea o prezență discretă din punctul de vedere ăsta al ieșirii în evidență a ei. Fizic, ea a ieșit în evidență prin ceea ce a cântat. Și dacă vorbeam acolo cu cei prezenți, spuneau: domnule, elele acelor de la Two Gents probabil că va deveni hit, pentru că a fost gustat de public, dar n-a fost să fie în contextul ăsta Eurovision. Ea e dintr-o altă lume. Nu știu dacă va deveni vreodată mainstream în ceea ce înseamnă accepțiunea asta pentru noi românii, dar va fi o voce care obligatoriu va fi într-o istorie, să zicem, viitoare a muzicii românești. Așa credem noi. Asta dacă va confirma, asta dacă... E o chestiune de public, promo. Publicul te ridică, publicul te coboară. Da, un moment foarte frumos, îi ținem pumnii, un moment dramatic și ușor dark, dar foarte potrivit pentru scena Eurovision semifinală. Hai să vorbim și de Letiția Moisescu și Sensibil Palcan.
Da, ea are o poveste frumoasă, juncțiunea dintre cele două tabere, adică lecția Moisescu și Sensibil Balcan, s-a făcut de curând. Au prins însă foarte bine, piesa, după cum mărturisea artista, e inspirată de o melodie a mamei sale, care e interpretă de muzică populară, a și interpretat-o piesa în original a mamei, mi s-a părut că nu sună niciun fel asemănător, dar dacă ea a spus asta, ne asumăm și noi ca atare. Adică te la o melodie cu influențe românești, dar care are spiritul ăla balcanic prin instrumente, prin prezența, să zicem, relativ exotică a celor care o înțătesc pe scenă, strălucitoare, voce puternică, Letiția Moisescu, un nume care, după părerea mea, ar trebui să prindă top 5 obligatoriu în finala de la București. Piesa e o compoziție a lui Mihai Ogășanu, care Mihai Ogășanu a compus și pentru Claudiu Mirea. Da, Mihai Ogășanu, care a fost și el la Arad și care a trăit intens momentele astea. Spuneam că majoritatea concurenților serioși, ca să zic așa, cu aspirații la finala de la București, au venit însoțit de staff, adică de compozitori cel puțin, dacă nu și de oameni din zona asta de management artistic, așa cum vă spuneam. Iar Mihai Ogășanu a fost și el, și el la Arad, susținând-o și... cel mai important că juriul a rezonat cu prestația ei. Da. A fost minunat și a umplut scena și lumea de la Arad a reacționat așa cum trebuie în momentul în care ei au părăsit scena după prestație, au aplaudat, așa încât nu cred că a fost o surpriză, da, faptul că Letiția e în faza finală. Mulțumim foarte mult, Florin, pentru toate aceste informații și încă o dată felicitări. Să nu creadă cineva că sunt specialist. Am spus și eu niște lucruri așa cum le-am gândit eu. Nu înseamnă că sunt reale, nu înseamnă că sunt adevărate. Ai fost acolo, pur și simplu. Am fost acolo, exact. E și un site, am fost acolo. Mulțumim tare mult. Și eu vă mulțumesc mult. O zi cât mai frumoasă. Da, și abia așteptăm finala de pe 17 februarie de la București. Ei, dragilor, gata, am ajuns la finalul acestei ediții. Nu ratați telejurnalul de la ora 18 și nici actual regional de la ora 19. Gata, să aveți o seară cât mai frumoasă, săptămână minunată. Ne vedem mâine de la 16.